Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem aici pe live alături de vulpițe și vulpișori și astăzi am decis să filmăm împreună capcana. Sunt aici alături de Decathlon, Hervis sau Intersport, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, au rămas pe drum. A mai apărut Noob Legende sau Legendare poate, Rareș, Denisa Maria, Sofia, Adiță, El Primo, Vlad și Cătălina. Suntem cu toții aici și o să jucăm capcana. O să vă explic puțin despre ce este vorba. În caz că nu știți cum este acest minigame. Aoleu, băi, care ați dat mut chat? În fine, sper că sunteți aici alături de mine pe live. O să vă explic verbal atunci. Capcana este așa. Ne punem toți cu același brawler. Doresc să ne punem toți cu rosa. Hai să ne punem toți cu rosa. Rosa, da? Toată lumea rosa să se pună. Sper că vă puneți, că nu pot să scriu aici pe chat, din păcate. Așa, o să intrăm pe hartă, o să spargem cutiuțele și o să lăsăm power-up-ul pe jos. Power-up-ul reprezentând capcana. Cine cade în capcană, adică cine ia power-up, o să fie omorât de ceilalți participanți la minigame. Iar ultima persoană care o să rămână în viață, dar fără power-up, o să câștige acest minigame, adică o să câștige capcana. Bun, perfect. Hai să dăm ready și să sperăm că toată lumea o să se pună cu rosa. Rosa, rosa, rosa. Iar dacă vă plac aceste minigame-uri, și eu sper că vă plac, văd că cine este acum pe live adoră foarte mult capcana. Nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe. Să apăsați clopoțelul ca să primiți toate notificările de la mine. Vă reamintesc că Instagramul meu este foxy.insta. Dați și acolo un follow pentru că postez în fiecare zi. Când postez pe YouTube, poste din viața reală și multe altele. Suntem ready! Cine mai trebuie să dea ready? Uite, Decathlon ne scrie ceva. Cred că vrea să ne dea niște papuci, niște Adidas, ceva, nu știu exact de ce avem nevoie în aceste vremuri. Nu știu ce scrie lumea aici. Hai să vedem, da-s ready. Stai că scriu acum, ready, ready, ready. Ready. Ah, dar nu pot să scriu ready. Dar e bine că toată lumea da ready. Hai să vedem. Și oare suntem toți cu rosa? Eu sper că suntem toți. Da, suntem. Perfect. Momentan văd că suntem cu rosa. Stai să stăm mai la depărtare, să nu cădem în capcană, să luăm din prima. Așa, uite încă o cutiuță aici. Trebuie să o spargem și pe aceasta. Așa și să ne... O lua direct! Mamă, 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 mamă! Mi-am făcut aici buș și trebuie să-l prindem pentru că are... Așa, 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 așa. Uai, că mi-a dat una de m-a împins în zonă. Stai să vedem. Trebuie să-l prindem pentru că trebuie omorât. Cine a căzut în capcană, trebuie să moară. Mamă, că am luat și eu! Am luat și eu! Am căzut în propria capcană. Nu-mi vine să cred. Mamă! Aoleu, aoleu, aoleu! Practic, am pierdut. Aoleu, aoleu, aoleu! Uite, eu și Vlad am căzut în capcane. Uite, 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 aoleu, aoleu, aoleu. Și acum a căzut și Adiță în capcană. Mai este El Primo cu Adiță și stai să intrăm repede să dăm spectate și să vedem ce se întâmplă, cine o să câștige. Primul meci de capcană. Hai să vedem pe automatic aici. Mai este Decathlon care este fără power. A, și restul... Toată lumea este cu power, deci, practic, Decathlon a câștigat din start pentru că restul au power. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Deci, nu... Toți au căzut în capcană. Toți, 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 până la ultimul, în afară de Decathlon, a reușit performanța de nu a cădea în capcană.
Și au mai rămas aici doi care sunt în capcană și se luptă aici singuri. Hai să vedem. Mamă, 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 ui ce bătaie, ce bătaie aici. Adiță l-a bătut. Ok. Deci, stai să mă... Cum îl chema oare? Cine a rămas fără power-up oare? Stai să vedem. Nu mai știu, nu mai știu cine a rămas fără. Stai să ne uităm aici la battle log. Decathlon, așa. Decathlon a câștigat. Hai să scriem. Decathlon a câștigat capcana. Ok. Și acum o să schimbăm echipa. O să intre altcineva acum. Mai puțin să facem din nou minigame-ul. Unde este? Uite aici, puțin mai sus. Ok. Și acum aveți din nou codul pe ecran. Intrați aici și o să facem încă un match de capcană. Vă aștept să intrați aici alături de mine și să vedem cine o să câștige de data aceasta capcana. Acesta este codul de aici. X, Y, Z, W, V, E, W, W. Și intrați cu join with code. Hai să vedem. Încă puțin, văd că încă nu ați intrat. O să mai las puțin codul pe ecran. Acum a intrat toată lumea. Și sunt alături de Rareș, Andrei, Max Infinit, Liviu, Lea, Pemfri, Denisa, Albinuța, Ștefoi. Ok, și vreau de data aceasta să ne punem toți cu... Aș vrea cu Penny. Chiar dacă are turetă, aș vrea să ne punem toți cu Penny. Așa. Toți ne punem cu Penny. Și jucăm capcana. Nu, bun. Hai să dăm ready. Sper că știți regulile deja. Mă gândesc că sunteți de pe live. Și hai să intrăm frumos să vedem cine o să câștige de data aceasta sau cine o să cadă în capcană, cine o să ia power-up. Ideea este că la sfârșit ultima persoană care rămâne fără power-up o să câștige capcana. Hai să vedem. Zice lumea că a mai jucat Albinuța. Ok. Și cine a mai jucat? Denisa? Denisa a mai jucat, da. Denisa. Și cred că cam atât, pentru că pe restul nu-i recunosc. Așa. Ok, hai să dăm ready. Ready, ready, ne punem toți cu Pem, cu Penny și jucăm capcana. Haide, haide, haide. Ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Ready, ready, ready. Hai să vedem ce face lumea de nu dă ready. Nu știu, hai să scriem ready, să dea toată lumea ready. Ready, ready, ready. Bun, toată lumea cu Penny și toată lumea ready. Hai să vedem cine o să câștige acest match de capcana. Perfect. Și acum am intrat, mamă, încă m-o dat aici în colțul, cel mai mare colț al hartei, al hărții. Așa, ușor, să nu cumva să luăm capcana. Trebuie să le spargem și să le lăsăm aici frumos. Mamă, ce multe capcane sunt aici! Opa, scuze! Așa e când dai pe auto. Stai să vedem, băi! Stai că nu știu care mi-a dat așa mare de mici. Nu da după mine! De ce dai după mine? Nu trebuie să dai după mine. Așa. Bun. Acum pot să dau după tine. Gata. Dar n-am luat. E bine că n-am luat power. Era să iau power.
Era să mor. Stai să-mi distrug tureta acum. Opa, scuze, stai. A, de fapt, eu nu mi-o pot distruge. Mamă, acum mi-am dat seama că eu nu pot să-mi distrug propria turetă. Era foarte șmecher să poți să-ți distrugi propria turetă. Practic, e o capcană în plus dacă pui și tureta pe hartă. Hai să vedem cine a mai luat... cine a mai intrat în capcană. Să sărim pe el. Ia uite, cine e aici? Sunt cu Sandu și cu Pam. Ia vedem cine e aici jos. Mamă, să nu iau. Uite, aici sunt cu Andrei și cu Rareș. Băi, și aici sunt capcanele puse de noi. Wow, deci avem dublă capcană. Să vedem cine a mai luat. Momentan nu a mai luat nimeni, dar uitați câte capcane sunt pe hartă. Sunt foarte, foarte multe capcane. Bună, Lea! Bună! Este unde să ne poziționăm noi? Aici, faza e că aici o să vină și zona pe noi. Auleu! Trebuie să spargă cineva tureta aia. Neapărat. Cum face să spargem noi tureta? A, uite, eu... Auleu! Am spart tureta, dar... din păcate am căzut în capcană. Și Sandu a ieșit câștigător. Asta e, m-am sacrificat ca să-i ajut să scape de o capcană și am căzut în altă capcană. Felicitări! Sandu a câștigat. Deci, cam acesta a fost episodul de capcană. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe. Clopoțel ca să primiți toate notificările de la mine. Le mulțumesc și la Rareș. Stai să vedem, mulțumesc întregii echipe care este aici. La Max Infinit, la Liviu, la Lea, la Penfri, Ștefoi, Vlad, Sandu, Ariana pentru că a fost alături de noi în acest minigame. Vă pup, nu uitați să rupeți butonul de like, share și subscribe, clopoțel ca să primiți toate notificările de la mine și ne reauzim ca de obicei pe următorul episod. Pa, pa!